Toată lumea e speriată pentru că nu știm cum să-i dăm de cap. Această tânără are amândoi copiii bolnavi și a venit în capitală de la Fetești, unde nu mai era loc în spital. I-a adus la Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului. Numai în ultimele 24 de ore, aproape 250 de copii au ajuns aici cu infecții respiratorii. 10% dintre ei au fost internați cu insuficiență respiratorie, majoritatea sugari până în 6 luni. Sunt de 10 ori mai mulți decât într-o perioadă similară de dinainte de pandemie. Un val de bronșiolite de 3 ori mai mare decât anul trecut mătură Europa după ce au umplut spitalele în SUA. Franța și Luxemburgul au activat planul de urgență după ce a explodat numărul micuților cu insuficiență respiratorie. La noi e doar începutul, spun medicii. De vină este virusul sincițial respirator. Cei mai mici nu l-au întâlnit însă până acum. Lumea a purtat mască și s-a spălat mai des pe mâini, dar acum nu se mai protejează, iar nou-născuții nu au imunitate. Un copil de 6 luni nu trebuie dus la locul de joacă, la mall. Copilul mai mare, dacă are semne de boală, nu are voie să intre în camera nou-născutului sau sugarului foarte mic, decât după ce s-a spălat bine pe mâini și dacă își pune o măscuță. Nu pupăm un sugar foarte mic. La început, infecția se manifestă cu o temperatură ușor mărită. Copiilor le curge nasul, au o tuse uscată și o durere ușoară în gât și de cap. La cei mai mici poate cauza însă forme grave de pneumonie și bronșiolită. Pe bebelușii născuți prematuri, care au boli grave de inimă și de plămâni, și pe cei cu imunitatea slăbită de la alte afecțiuni, virusul sincițial respirator îi poate ucide. Și nu odată s-a întâmplat, inclusiv la micus pentru care statul a plătit 10.000 de euro pentru operații peste hotare. Vaccin nu există încă. O terapie cu anticorpi monoclonali îi poate apăra însă de ce e mai rău, iar acum e gratuită pentru cei mai vulnerabili. Mamele ar trebui să ceară acest tratament. Imunizarea reduce dramatic riscul infecțiilor acestor copii și mortalitatea la acești copii. Am făcut și am avut rezultate bune și nu am avut reacții adverse. Acea injecție intramusculară le poate salva și viața. Și medicii de familie pot da rețete pentru imunoterapia gratuită la recomandarea medicilor neonatologi sau pediatri. Până acum, unii părinți plăteau peste 400 de euro pentru o doză ca să-și protejeze copiii și e nevoie lunar de câte o injecție timp de 6 luni. Îi băgăm niște anticorpi gata preparați câtă vreme încă nu avem vaccin. Pentru a reduce riscul de infectare, mâinile trebuie spălate des și trebuie evitate zonele aglomerate și interacțiunea cu alți copii mici, mai ales dacă sunt răciți.